Hei, salutare dragilor, salutare tuturor, mă bucur tare mult să fiu alături de tine și astăzi la un nou live. Promiteam în cursul zilei de ieri că voi face săptămâna aceasta în fiecare zi până vineri, de luni până vineri, câte un live la ore diferite pentru a împărtăși cu tine lucruri valoroase care să te ajute să te vindești din punct de vedere emoțional și care să te susțină în a-ți duce viața la următorul nivel. Vorbim astăzi despre emoții, da? Și vreau să împărtășesc cu tine faptul că tocmai ce am terminat o serie întreagă de sesiuni de coaching, am lucrat astăzi atât pe construirea business-ului, am ajutat pe cineva pentru a-și duce business-ul la următorul nivel, am lucrat în câteva sesiuni pe zona aceasta mai emoțională, am mers în trecut, am schimbat acolo istoria personală, am făcut coaching cu NLP, am făcut coaching sistemic, a fost o zi super faină pentru mine și încă nu s-a încheiat. Am primit ieri o întrebare la care aș vrea să răspund și care spune în felul următor. Cristina Simona îmi spune aici cum eliberăm emoțiile și am promis că voi răspunde în live-ul de astăzi. În primul rând, Cristina, dragă, pentru a elibera o emoție, este important să conștientizezi felul cum te simți. Este foarte important să conștientizăm cu exactitate felul cum ne simțim, pentru că doar acel lucru pe care îl conștientizezi poți să-l eliberezi. Da? Deci primul pas pentru a te elibera de o emoție este acela de a îți da voie, da, să simți ceea ce simți. Cu alte cuvinte, dacă te simți, de exemplu, într-un moment, te simți furioasă sau te simți tristă sau te simți, nu știu, te simți abandonată sau te simți rănită, de exemplu, da? Recunoaște cu exactitate emoția. De foarte multe ori oamenii, din ce am observat în lucru 1 la 1 sau din lucru cu cursanții mei, oamenii amestecă, uite așa, emoțiile, da? Și vine și spune, a, mă simt nervos. Când în realitate emoția pe care o simte este aceea că se simte rănit, de exemplu, da? Sau că se simte gelos sau geloasă, de exemplu, da? Deci recunoaște, primul pas, recunoaște cu exactitate emoția. După care dă-ți voie să simți. Problema pe care o fac, eroarea de fapt pe care o fac cei mai mulți oameni este aceea că vin și confundă o emoție cu comportamentul pe care ei, cu un anumit comportament pe care ei îl asociază emoției respective. Cu alte cuvinte, ce înseamnă? Omul vine și spune așa, wow, simt furie, m-am enervat, da? Și pentru că m-am enervat, asta înseamnă că trebuie să țip, trebuie să vorbesc urât cu cei din jur sau trântesc ușa sau claxonez în trafic sau mai știu eu ce mai fac, da? Înseamnă că trebuie, dar între ghilimele, da? De ce trebuie? Pentru că așa are respectivul om făcută asocierea în mintea lui, da? Asociază furia cu acel tip de comportament și pentru că este conștient că acel tip de comportament nu-i face bine, nu face bine în relațiile pe care le trăiește, de exemplu, ei ce vine și spune? Nu-i bine să simți furie, da? Și de asta, pentru că facem această confuzie între emoție și comportament, da? Și nu le separăm, apare această reprimare a emoțiilor pe care le simți. Da? Însă ceea ce ai nevoie să înlături este nu starea emoțională, nu emoția, da? Ci comportamentul destructiv, toxic, pe care îl asociezi unei anumite emoții. Ei, și pentru lucrul acesta, primul pas este, în primul rând, să le separi, da? La nivel mental, conștient, să înțelegi că emoția nu este tot una cu comportamentul. Apoi, să conștientizezi că felul cum te simți, oricare ar fi el, este perfect în regulă. Deci emoția nu este logică. Stările noastre emoționale nu sunt logice și vei spune, da, uite, iubesc această persoană și totuși nu înțeleg de ce o iubesc, da, este ceva ilogic. Da? Ei, da, este ilogic, pentru că iubirea este o emoție, este o stare emoțională, iar emoțiile sunt ilogice, n-au legătură cu rațiunea. La fel se întâmplă și atunci când, de exemplu, te simți furios, te simți gelos, te simți geloasă, te simți nervos, te simți tristă, te simți nedreptățit, te simți
nu știu, ți-e frică, de exemplu, da? Când îți este frică, vei veni și vei spune, păi da, da, ce fac? Vorbesc în fața 5 persoane, de ce să-mi fie frică? Sunt colegii mei de la muncă, de exemplu, da? De ce să-mi fie frică? Ei bine, nu trebuie să aibă logică. Și în momentul în care tu înțelegi lucrul acesta, vei... Deja pleci de pe un alt nivel, de pe un alt mindset, da? Și spuneți așa, este în regulă oricum mă simt acum. Este în regulă oricum mă simt acum. Da? Problema pe care o avem, exact cum spuneam mai devreme, constă în comportamentul destructiv pe care îl asociem unor stări emoționale, ci nu stările emoționale. Da? Și ce vei face? Îți vei da voie să simți acea emoție, da? O lași, pentru că dacă o lași, emoția mai mult de, nu știu, 90 de secunde, nu va dura. Da? Deci nu durează. Ceea ce face o emoție să dureze este ce gândești tu despre acea stare emoțională sau despre acea experiență, despre acel eveniment din viața ta, de exemplu. Da? Deci lași să simți acea emoție, o simți în corpul tău, să-ți simți așa tremurul acela de nerv, de exemplu. Da? Sau starea aceea așa că te scurgi în jos de supărare, de durere, de orice ar fi acolo. Da? Lași să simți acea emoție și vei vedea că ea se dizolvă de la sine. Da? Închizi ochii și cauți să simți, da? Să simți starea respectivă pentru 90 de secunde, nu mai mult, și vei vedea că ea se dizolvă, da? Și ce mai poți să faci, ceva foarte interesant, chiar vorbeam zilele acestea despre exercițiul acesta cu asistenta mea, Clara. Clara a fost zile trecute și săptămânile trecute a tot mers pe la autorități să depună diverse acte pentru cursurile noastre și îmi povestea cum are teama aceasta de autoritate, da? Și chiar și cu mine la început, când am început să lucrăm, spunea, băi, nu știu de ce, dar am așa, parcă simt o teamă față de tine, parcă simt o teamă față de autorități, simt o teamă față de oricine ar putea fi o figură din aceasta autoritară, da? Cu autoritate. Și ce poți să faci este exact ceea ce a făcut și Clara, a mers în trecut și a vindecat acel moment, pentru că în momentul în care tu mergi, de exemplu, la un ghișeu și ți-e teamă că zice doamna de la ghișeu ceva și te apucă cu palpitații și cu tremur, așa, da? Și spui, da, nu înțeleg, sunt femeie în toată firea, am 30 și am 40 de ani și nu înțeleg ce mi se întâmplă, da? Sau de unde starea asta emoțională, că nu mi-a făcut nimeni nimic, nu m-a certat, nu m-a bătut, nu mi-a vorbit urât, nu m-a întors înapoi cu actele sau nu știu, orice, însă simți o stare emoțională care este în... care pare ilogică, da, și este foarte puternică și foarte intensă, da, atunci gândește-te tot timpul, amintește-ți lucrul acesta. Nu este despre experiența de atunci, experiența de la 40 de ani, ci este despre o experiență din trecutul tău. Este o emoție din trecut neeliberată și ce ai nevoie să faci este să te întorci în acel moment din trecut, da, într-o stare din aceasta de meditație, cu ochii închiși, te întorci în acel moment din trecutul tău și să vezi ce îți lipsea atunci, care era nevoia pe care tu o aveai atunci și să-ți oferi acolo resurse. Asta este ceea ce noi vom face la cursul de NLP. Printre multe alte exerciții fabuloase, vom face și astfel de lucruri, de a identifica, de exemplu, de ce în prezent te simți așa cum te simți. De ce în prezent ai, nu știu, am mutat partenerul paharul mai de la stânga la dreapta, de exemplu, sau n-a spălat vasele, de ce te enervezi atât de tare dintr-un lucru atât de minor? Da? Este pentru că în trecut... Da? În creierul tău este o asociere, e o cale neuronală creată acolo între faptul că n-a spălat vasele partenerul astăzi sau faptul că doamna de la ghișeu ți-a spus ceva, de exemplu, da? Ei, mergi în trecut și vindeci acolo acel moment și vei vedea că se rezolvă orice situație din prezent și orice situație viitoare care ar putea apărea. Da? Cam așa lucrăm cu emoțiile. Vom avea două direcții pe care vom merge la acest curs de NLP la care te invit și te aștept cu mare drag. O direcție va fi una terapeutică și o direcție va fi una de performanță și de excelență pentru a crea un viitor extraordinar în viața ta. Mă lasă deja bateria, mai am foarte, foarte puțin la telefon. Dacă ai întrebări pentru mine, le aștept. O să mă uit numai puțin să-mi deschid laptopul. Să mă uit aici pe laptop dacă sunt întrebări. Da, aștept întrebările tale cu mare drag să răspund la ele. Și în orice caz ne vedem și mâine și poi mâine până vineri în fiecare zi într-un live.
Hai să vedem ce avem aici. Ioan Lucas, o seară magică, o seară magică și ție. Ade, Ade, bună seara, draga mea. Bună seara, Ade, mă bucur că ești aici cu mine. Ana, bună seara, frumoasă doamnă. Bună seara, draga mea. Simona, Ștefania, bună ziua. Bună, dragilor! Dacă ai o întrebare pentru mine, lasă-mi întrebarea și negreșit îți voi răspunde fie acum, dacă mai rămânem live, fie în live-ul de zilele viitoare. Da? Așa cum spuneam, astăzi am vorbit despre emoții, despre cum te eliberezi de emoție negativă. În această perioadă noi facem înscrieri pentru cursul de NLP, care începe în weekendul 7-8 noiembrie. Va fi un curs de 6 luni în care vei lucra îndeaproape cu mine. Vom avea un modul, un weekend pe lună, da? Și două antrenamente pe lună în care vei practica și vei exersa toate uneltele, toate tool-urile pe care le vei învăța la acest fenomenal curs axat pe rezultate. Da? Ce se întâmplă? În momentul în care tu te schimbi, în momentul în care tu te transformi, viața ta se schimbă, oamenii din jurul tău se schimbă, relațiile tale se schimbă, rezultatele pe care tu le obții în materie de bani, de relații, de iubire, de timp liber, de stare de bine, da? De job pe care îl ai, de business, da? Se schimbă. De ce? Pentru că realitatea tu o construiești, da? Și tu o construiești realitatea acum, pornind de la convingerile tale. În cursul de NLP vom lucra pe cele mai adânc înrădăcinate convingeri pe care tu le ai. Vom merge către acele convingeri, da? Rădăcină. Da? Pentru că ce se întâmplă de obicei în momentul în care tu vii și lucrezi cu tine, de exemplu, conștient, când vii și îți faci un exercițiu din acesta de tipul, nu știu, jurnal, să zicem, da? Acolo tu lucrezi doar pe convingerile conștiente, pe care ți le conștientizezi, dar de multe ori sunt convingeri, îți spun, sunt convingeri rădăcină, da? Convingeri despre care habar nu ai. Însă prin astfel de tool-uri, cu astfel de exerciții, cu mintea ta, da? Vei descoperi care sunt aceste convingeri, da? Și le vei șterge pur și simplu și le vei înlocui cu altele noi. De ce? Pentru că vei face lucrul acesta într-o stare din aceasta de hipnoză terapeutică, da? Vei face lucrul acesta în stare de meditație, da? Nu conștient. De multe ori nu conștientizăm ceea ce ne blochează, că dacă am conștientizat, am schimbat lucrul acela. Da? Sunt și situații când, într-adevăr, conștientizăm ce ne blochează, dar nu putem pentru că nu avem resursele interioare. Da? Ai văzut, e cum e treaba aia celebră, da? Când spui de mâine mă apuc de sport și niciodată nu te apuci de sport. De ce? Pentru că poate n-ai resursele interioare, poate n-ai motivația, poate n-ai, nu știu, poate n-ai timpul necesar, poate n-ai mindset-ul necesar, de exemplu, da? Însă sunt și situații în viață când nu știi ce te reține, da? Este extrem de important să poți să pătrunzi în acele cotloane din mintea ta în care să descoperi ce anume te reține. Da? Ce anume stă în calea ta ca un blocaj, așa, ca o barieră. În aceea, ca și cum vezi, mi-amintesc de mine, de exemplu, când am făcut unul din astfel de exerciții, vedeam în calea mea, vedeam un trunchi din acesta de copac imens, care stătea în calea mea. Nu știu ce însemna lucrul acesta pentru subconștientul meu, da? Am avut eu o vagă bănuială la vremea respectivă, însă nu am cu certitudine, de exemplu, cum să știu ce însemna acest lucru, însă, în mod cert, era un blocaj, da? Odată eliminat acel obstacol, am putut să pășesc către un viitor mult mai luminos, mult mai strălucitor. Starea mea interioară s-a schimbat cu mult și am început treptat de la lună la lună și de la an la an să-mi cresc și business-ul. Da? Bun, dragilor, vă mulțumesc, nu vreau să stau foarte mult în acest live, la toate întrebările voastre, lasă-mi întrebările într-un comentariu și vă răspund în live-ul de zilele viitoare, în mod cert, îți garantez că voi răspunde la fiecare întrebare pe care mi-o vei adresa și dacă vrei mai mult, te aștept cu inima deschisă să vindeci acea parte din tine care are nevoie de iubire, de înțelegere, de vindecare și să îți iei acel mindset de care ai nevoie pentru a-ți duce viața la următorul nivel. Da? Hai să vedem acum, pentru că văd că sunt aici câteva întrebări. Ana mă întreabă cum să mă pun pe primul loc.
cum să am mai multă iubire de sine și cum pot să devin cea mai bună variantă a mea, cum mă pot elibera de oameni toxici și cum eliberez din corpul meu toxinele. Mulțumesc mult! Ana, dragă, ce poți să faci este să începi să te prioritizezi prin acțiuni mici. Cu alte cuvinte, propuneți de astăzi înainte, în fiecare zi, de exemplu, să răspunzi la această întrebare. Dacă m-aș iubi mai mult, ce aș face astăzi pentru mine? Dacă m-aș iubi mai mult, ce mi-aș oferi mie astăzi? Și oferă-ți acel lucru. Fie că acel lucru poate să însemne, nu știu, 10 minute de somn, da? Fie că acel lucru poate să însemne să te duci mai devreme la culcare. Fie că acel lucru poate să însemne, mai puțin că îmi bate soarele în ochi și nu îmi place deloc. Așa, nici cum se vede live-ul, da? Și nici eu cum mă văd. Așa, și m-am mutat puțin. Ok, deci, ce vei face, da? Este să răspunzi în fiecare zi la această întrebare. Dacă m-aș iubi mai mult, ce mi-aș oferi mie? Da? Dacă m-aș iubi mai mult, ce aș face pentru mine astăzi? Și fă acel lucru. Poate însemna, nu știu, într-o zi să îți iei, nu știu, o pauză de ceai. Poate însemna într-o zi să te duci la o cafea singură. Într-o zi poate însemna să faci o plimbare prin magazine, de exemplu, da? Fără să cumperi nimic, doar să te bucuri, da? Doar să te plimbi. Într-o zi poate însemna să te duci în parc. Într-o zi poate însemna să faci dragoste. Într-o zi poate însemna să stai o jumătate de oră să citești o carte. Într-o zi poate însemna să, nu știu, orice, să mănânci o mâncare preferată, să gătești, să, nu știu, să faci curățenie în casă, de exemplu, da? Poate fi lucrul acesta pentru că te simți extraordinar, simți că te eliberezi, simți că trăiești într-o casă curată, într-o casă frumoasă, de exemplu, da? Deci, oricare ar fi, răspunde la această întrebare, scrieți pe o hârtiuță, da, pe un bilețel, întrebarea asta și țineți-o pe masă în fiecare zi o perioadă, da? Bun. Apoi, din nou, cum pot să devin cea mai bună variantă a mea? Mă mai întreb aici, cea mai bună variantă a ta, cea mai bună versiune a ta devii prin ceva ce poți să faci și să fie cu adevărat eficient, de exemplu, este ca în fiecare zi să-ți oferi o ușoară provocare, de exemplu, da? Adică să te scoți pe tine din zona de confort în fiecare zi. De exemplu, ce ai putea să faci? Să zicem așa, te duci la serviciu și majoritatea dintre noi avem aceeași rută de fiecare dată pentru a merge în locurile în care am mai fost. Schimbă ruta, da? Schimbă ruta pentru a-ți pune creierul pe un nou, pe o nouă frecvență, da? Schimbă ruta de fiecare dată. Dacă porți ceas, de exemplu, schimbă ceasul de la mână, pune-l pe mâna cealaltă. Dacă porți un inel pe un anumit deget, schimbă inelul de pe celălalt deget. Dacă știi că ți este teamă să abordezi o persoană străină, de exemplu, abordează acea persoană. Dacă ai fost, nu știu, nedreptățită la magazin, să spunem, da, ți-a tastat acolo, nu știu, vânzătoarea, un produs, ți-a tastat de două ori, să zicem, da, și ți-este rușine să spui lucrul acesta, că spui că, nu știu, produsul respectiv costă 2 lei, de exemplu, da? Și nu mai vrei să mai te întorci înapoi. Mergi și vorbește despre lucrul acesta. Spune lucrul acesta cu blândețe, cu calmitate, da? Deci, fă acele lucruri care te scot din zona de confort. Oferă-ți provocări în fiecare zi, de exemplu. Dacă ți este dificil să spui cuiva te iubesc, de exemplu, spune te iubesc. Dacă ți este dificil să vorbești despre tine, da? Să împărtășești despre tine ceva. Împărtășește despre tine un lucru într-una din zile, de exemplu, da? Cam așa poți deveni versiunea ta cea mai bună în momentul în care crești, în momentul în care tu te extinzi din punct de vedere emoțional și din punct de vedere mental, da? Și cum te extinzi doar având astfel de provocări, ca niște jaloane, ca niște borne. Și următorul nivel, ce poți să faci pentru a deveni cea mai bună versiune a ta, este după ce ți-ai oferit astfel de provocări constante, zilnice, da? De fiecare dată, este să începi să-ți setezi obiective. Da? Oamenii vin și vorbesc în ziua de astăzi despre dezvoltare personală, doar de dragul dezvoltării personale.
și am un business în acest domeniu, da? Și îți spun din inside. Nu există dezvoltare personală de dragul dezvoltării personale, nu există citit de dragul cititului. Există dezvoltare personală care ți aduce rezultate. Doar atunci poți spune că te dezvolți cu adevărat personal. Poți spune că te dezvolți cu adevărat personal când relațiile tale sunt mai bune. Când tu ești un om mai calm, mai înțelept, când iei decizii mai bune pentru tine și pentru cei din jur, când îți gestionezi mai bine banii, când îți gestionezi mai bine timpul, când relația cu copilul tău este mai fericită și mai împlinită, când relația cu partenerul tău este mai fericită și mai împlinită, când veniturile tale cresc, când cheltuielile tale sunt menegeriate corect, da? Atunci poți spune că te dezvolți cu adevărat. Altfel, faptul că vii și acumulezi informații și că doar ești așa o enciclopedie vie, cum îmi place mie să spun, aceea nu este dezvoltare personală. De aceea te îndemn și îndemn pe oricine vede acest live, da? Să-ți setezi obiective. Să-ți setezi obiective și să-ți pui și un termen până când să realizezi acele obiective. Da? Nu obiectiv de drag, obiectivul, așa îmi doresc. Bine, poate să fie un obiectiv mare, ceva ce spui, ok, îmi doresc lifetime, ceva în viața asta să creez acest lucru. Dar începe să-ți setezi obiective anuale, obiective, nu știu, semestriale, de exemplu. Mai uite, până la sfârșitul anului eu vreau să realizez X lucru. Oricare ar fi acel X lucru, să-mi renovez balconul, de exemplu, da? Să-mi schimb mașina, să mergem într-o vacanță în care n-am mai fost de N ani, de exemplu, da? Să, nu știu, o dată pe săptămână să ies cu partenerul meu în oraș, de exemplu, da? Dacă nu faceți asta, dacă nu faci asta împreună cu partenerul și îți dorești să faci acest lucru. Să scrii o carte. Orice ți-ai dorit tu, da? Însă începe să-ți propui astfel de obiective, pentru că în felul acesta tu te vei îmbunătăți pe tine. Nu este despre a atinge obiectivul respectiv, ci este despre cine devii tu în drumul tău de a-ți atinge acel obiectiv. Este despre cine devii în această călătorie. Pentru ca tu să ajungi să îți permiți acea vacanță, ca tu să ajungi să, nu știu, fii calm într-o anumită situație, ca tu să ajungi să îți gestionezi banii, da, eficient, va trebui să-ți îmbunătățești anumite calități, să-ți dezvolți anumite calități, anumite abilități la tine. De exemplu, cum ar fi, nu știu, disciplina, stăpânirea de sine, să spunem, da, empatia, poate. Va trebui să dezvolți astfel de calități. Deci așa devii cea mai bună versiune a ta, într-un mod practic. Și tot pentru cea mai bună versiune a ta, firește că te aștept cu mare drag la cursul de NLP, care exact așa se numește, devină cea mai bună versiune a ta prin NLP, pe care îl începem în weekendul 7-8 noiembrie. Dragilor, ce să spun? Lasă-mi întrebările tale într-un comentariu. Deja văd că îmi bate soarele foarte tare. Cred că n-am ales cel mai bun loc pentru acest live și mă lasă și bateria. Ne vedem mâine, nu știu la ce oră, nu promit la ce oră, însă mă cer, voi avea și mâine un live. Lasă-mi întrebările tale într-un comentariu și voi răspunde în live-ul de mâine la ele. Ce să spun, până atunci te pup, te îmbrățișez și o seară fenomenală să ai și răspunde și tu la această întrebare. Dacă te-ai iubi mai mult, ce ai face astăzi pentru tine? Ce ți-ai oferi ție? Te pup, te îmbrățișez, o seară fenomenală să ai în continuare. Ciao, pe mâine!